Evanghelia după Luca, aceste cuvinte pe care le-am citit aici, ne oferă o perspectivă asupra evenimentelor și o perspectivă diferită, care pune accentul pe altceva decât vedem în celelalte evanghelii. Fiecare evanghelie ne prezintă întruparea Fiului Dumnezeu, nașterea, dintr-o perspectivă diferită. Apostolul Ioan nu prezintă o narațiune a evenimentelor, ci ne arată doar întruparea lui Dumnezeu printr-un limbaj pe înțelesul grecilor din acea vreme. Vorbește despre cuvântul, despre logosul care s-a întrupat. Apostolul Matei prezintă toate evenimentele din perspectiva profețiilor care s-au împlinit din Vechiul Testament, pentru că acea carte, Evanghelia după Matei, a fost scrisă în primul rând pentru evrei. Marcu scrie o evanghelie foarte scurtă, foarte rapidă, pentru ca să fie de înțeles, ușor de înțeles pentru romanul de rând din acea vreme, și nu ne prezintă vreo relatare despre naștere, doar începe cu lucrarea Domnului Iisus Hristos. Acum, aici, Luca, evanghelistul Luca, deși este cel care scrie cea mai lungă, cea mai completă relatare a vieții lui Iisus, aici ne relatează doar anumite evenimente din jurul nașterii. Și în mod special aici, în capitolul 2, vedem că scoate în evidență această scenă cu păstorii de pe câmp. Primele 7 versete de aici, din textul nostru, ne prezintă pe scurt recensământul roman, călătoria lui Iosif și a Mariei la Betleem, nașterea propriu-zisă a lui Iisus. Dar textul nu se concentrează. Atenția textului nu cade pe nașterea propriu-zisă. Atenția textului nu cade pe Fecioara Maria care a născut. Și nu cade nici pe Iisus în starea de prunc. Atenția textului nu cade pe anumite lucruri pe care noi ne-am aștepta să cadă. Și nu cade nici pe anumite lucruri la care ne gândim noi așa de mult la Crăciun. Că, vai, nu și-au găsit un loc și ne imaginăm tot mergând din loc în loc și nu găsesc niciun han, nu găsesc niciun loc în care să poposească. Călătoria aceea lungă, cu Fecioara Maria însărcinată, Iisus ca prunc, textul nu se concentrează pe astfel de lucruri. Toate aceste lucruri sunt menționate repede în trecere și puteți să vă imaginați naratorul acestui text în termeni moderni, ca și o persoană care are o cameră de filmat în mână și își îndreaptă atenția înspre anumite lucruri, alege să-și îndrepte atenția înspre anumite lucruri. E la fel, naratorul acestui text, evanghelistul Luca, își îndreaptă atenția unde? Înspre un loc cu totul neașteptat, care pare să aibă nicio legătură cu aceste evenimente, cu nașterea Domnului Iisus Hristos. Își îndreaptă atenția la niște ciobani care sunt undeva noaptea în câmp și au grijă de oi. De ce?